ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ștefan Mare din Bacău, pentru data 22.12.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Bacău se convocă în ședință ordinară în data 22.12.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2017. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Ștefan cel Mare de Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare de Bacău pentru anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor imobile ce aparțin Comunei Ștefan cel Mare de Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2018. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare și SECE Cabinet Medical Fardaș Rodica. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care va funcționa în anul școlar 2018-2019 în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și 10 diverse. Cine este de acord cu vârnea? În unanimitate sunt de acord. Cred că dacă ați reținut așa punctual punctele pe ordine, ați zis, cred că punctul 7 vă convine cel mai mult. S-a uitat? Făceam ochiva. Apropo, nu știi de salaria și de salaria tot, după aia. Nu, dacă ai trecut cu vedere, dacă am fost mai interesat de excluderea unei primării. Acolo. Dacă începem cu punctul 7, după aia le-a depus foarte ușor. Hai să începem cu punctul 1. Așa la salubrizat de zgolani. Mai. Cum ești de acord? Cum te iei? Referitor la punctul 1, rectificarea bugetului, am primit o adresă de la Consiliul Județean, ca niciodată, cu dezamăgire, am văzut o sumă infimă de care s-a făcut rectificarea bugetului pe 2018. Am primit de la Consiliul Județean, respectiv la Guvernul României, s-au primit la nivel de județ 6 miliarde. 6 miliarde împărțit la 93 de unități administrative teritoriale care sunt în județul Bacău, a venit câte o sumă destul de mică. Deci noi avem 7,18 milioane. 71 de milioane 800 de mii. S-a dat de tot vineri le ia înapoi, așa că o să vedeți. Tot vineri le ia înapoi. Nu. Aveam de achitat o factură la capacile alea pe drumul comunal Rădeana și am mai pus din bugetul local și am rectificat bugetul cu, vă spun imediat, cu 13.500. Deci din 13.500 scadim 7.180, 6.000 și ceva am pus din bugetul local, de la alte surse ale noastre. De... Așa. Deci asta este proiectul de hotărâre. Și ca propunere, deci se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 4 anul 2017 pe sursa A cu sumă de 13.500, după cum urmează. La venituri cu 13.500 și la cheltuieli cu 13.500. Discuții la dacă capacele astea erau prinse în proiect, de ce au trebuit? Suplimentar, bani. Deci, n-ai fost. Da. Deci, ce se întâmplă? Noi când am avut cele două investiții, alimentare cu apă și canalizare în satele Vișoara și Rădeana și asfaltul în satul Rădeana, în proiectul de asfaltare, nu... În proiectul de la asfaltare, nu era făcută canalizarea ca să fie prevăzut și ridicarea la cotă
a capacelor de la canalizare. Că dacă era făcută canalizarea, atunci se prevedea și din bugetul de la Ministerul Dezvoltării, de unde era sursa de finanțare. Așa, constructorul, cel de la drum, a turnat asfaltul și celelalte lucrări urma să le suportăm din bugetul local. Și s-au ridicat la cotă. Da, s-au ridicat numai canalizarea. Canalizarea. Și Daniel, la apă sunt mai puține. Da, mai puține. Dar trebuie ridicate și astea. Trebuie și ridicate și astea. Dar nu mai este timp. Efectiv, nu mai este timp. Da, da. Dar nici la canalizare nu este terminat. Nici la canalizare nu. Sunt vreo 35 care le-au... 39. Aici jos, la... Deci, de jos... Acolo nu-s. Nu-s. Da. Urmează și alea. Acum, ca să mai toarne betoni pe timp de asta... Aici e foarte greu de ridicat. Astea jos, aici, până la stații. O dată o țeavă de-a lungul drumului și... Ei umblă cu detectori de metal. Și duce... Da, că era țeavă pe sub pământ. Și spărgea, nu găseau... O dată o țeavă. Deci îi indică... Detectorul ăla, acum, în continuu... Domnul Vici, acum au luat legătura cu un topometrist, nu știu cu ce, care citește prin satelit. Și au luat planșele de la canalizare și acolo 2-3 metri diferență și acolo merge cu aparatul. Că probabil nici cele din proiectul de canalizare n-au fost puse chiar în locul exact. Distanța exactă care trasată pe plan. Teoria este așa, în linie dreaptă trebuie să fie aproximativ 50 de metri între ele, iar în curbă, de pe canal, trebuie să-l despi celălalt. Da. Deci asta e regula. Da, da. Deci distanța minimă în drum, în linie dreaptă, 50 de metri, dar la curbă poate să fie și 20 de metri. 20 de metri. Da. Să-i urca pe ăsta și să-l despi celălalt. Da. Cine este de acord cu proiectul? Nu, sunt de acord cu consilierii. Să trește. Da, sunt ședințe. Am deputat primele. Abia am început-o. Abia am început-o. Da. Dar du-te la Oana. Da. Da. Bine. Să trește. Da? Da. Deci am inițiat un proiect de hotărâre privind statutul comunei Ștefan cel Mare. Având în vedere ordonanța 53 din 16 august 2002 privind statutul cadru al unităților administrative și teritoriale, monitorul oficial numărul 633 din 27 august 2002, legea 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea ordonanței guvernului 53 din 2002 privind statutul cadru al unității administrative teritoriale, legea cadru a descentralizării numărul 195 din 2006, legea 351 pe 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, legea 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile articolului 36 aliniatul 2 litera A și aliniatul 3 litera A din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Și spune așa, se aprobă statutul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, conform anexei, cu unul care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Primarul, în aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezente. Și în anexă, avem o... mai mult o descriere a comunei Ștefan cel Mare. Și spune... Vă citesc introducerea așa, dacă vezi, dacă că ați avut la masă? Da, am trebuit să nu luat toată lumea, cei care l-au... E cam atât, am citit.
Spune așa, Comuna Ștefan cel Mare este unitatea administrativ-teritorială din județul Bacău, România, formată din satele Ștefan cel Mare, Negoiești, Vișoara, Butinaș, Rădeana, Bogdana și cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interes și tradiții. Comuna Ștefan cel Mare este o persoană juridică, de drept public, capacitate juridică de plină, care deține un patrimoniu propriu format din domeniul public și domeniul privat, exercitându-și în condițiile legii autoritatea pe teritoriul anume delimitat prin lege. Comunitatea și autoritățile sale reprezentative asigură condiții optime ca fiecare dintre satele care o compun să-și păstreze și să-și promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile și tradițiile proprii, în condițiile stabilite de legile țării, de prezentul statut și de celelalte acte de autoritate locală. Comuna Ștefan cel Mare este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei. În justiție, Comuna Ștefan cel Mare este reprezentată de primar. Acesta poate intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice, române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice în condițiile legii. Primăria Ștefan cel Mare are ca obiectiv fundamental asigurarea capacității Primăriei Ștefan cel Mare de a soluționa și de a gestiona necesități publice în numele și interesul cetățenilor comunii. Și după aia spune acum, din ce, din câte sate este formată, satele, ce este pe raza fiecărui sat, suprafața comunei. Apropo, cât e suprafața? Suprafața comunei este de 7021,83 hectare și este dispusă astfel. 429 hectare teren intravilan, 6592,83 teren extravilan. Categorii de folosință a acestor suprafețe. Păduri, 4069,02 hectare, pășuni, fânețe, 814,04 hectare, arabe, 2082,60 hectare, livezi, 56,17 hectare. Da, mulțumesc. Un scurt istoric al localității, clima, flora, fauna. Da, dă-i un curs. L-am uitat și eu prin materialul ăsta la religii, evanghelic, ortodoxă și catolică, dar n-avem și penticostal sau ce țiganești. Nu s-a registrat. Sunt conform recensământului populației. La ei, știi cum a fost? Cine s-a dus primul să-i copteze? Dacă se ducea un preot ortodox. Exact. Să-i copteze, toți erau... Da, mai ales că dintre ei mulți s-au păstrat... Nu. Dar ar putea să zici la religia vlastică. Tu iei copta prima dată, toți. Și religioși, și politici. Da, și eu sunt ortodox, mai nebunule. De ce nu e băgat la lege? L-ai băgat numai sistemul de vot. E ceva, nu se poate. De ce e reacă și cum e? Iarăși, la turist religios, e scăpat biserica din Rădeana, care este monument istoric, la 1600 și ceva. Nu? De-aia l-am publicat o lună înainte pe site, să vadă toată lumea în cazul care au... Și în perioada asta de o lună să vină cu propuneri. Să vină cu propuneri, să studieze ceva. Eu nu am să le știu chiar pe toate, că... Da. Da, nu e nicio problemă. Este o scăpare, o remedie. Am solicitat sprijinul dumneavoastră. La fel, la fel cu transportul, este și în Rădeana, Rădeana Onești. Acolo e Bogdana Onești, Vișoara Onești, luta asta. Dar este și Rădeana Onești. Și scăpată și luta asta. Au fost Leonardo odată, au avut unii... Nu, 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 scăpat aici, în statul... Nu e nicio problemă, ce inadvertență, sunt de... Capitalizăm, ca să fie... Nu, dar eu le citesc, le-aia. Păi tocmai, păi tocmai. Ai auzit, domnul Maria? Că au auzit, nu? Nu, dar eu nu citesc, e bine în toate. Așa nu am citit, dacă le solicit. N-am avut timp. Leonard, dacă le solicit, le citește. Împinge apă la deal. Cine e de acord cu... Toți, e? Dar referitor la punctul 3, cu
stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2018. Cred că cel mai important este să vă spun că față de impozitul de până acum, care nu l-am majorat niciodată, pentru anul 2018 l-am majorat cu 5%. Cred că e mai mult o sumă modică. Dar având în vedere toate celelalte scumpiri, ce am zis? Cred că n-am sărit calul cu 5%. N-am pus alte taxe. Că mi se mai sugera să pun și eu taxă pe iluminatul public. Nu. Dar la alte localități se plătește iluminatul public. 5% la toate, nu? 5% la toate. Deci, ce știți? Toate impozitele care au fost de până acum. Clădiri, teren, intravilan, teren, extravilan, TMT-uri. Ați văzut, să mă iertați ca până. Așa? Deci, ați majorat cu 5%. Oneștiu, cât de mult au majorat? Cu până la 30%. Unele taxe. O, dar ăla ai văzut și cap, are primarul ăla, cât cană, asta, ce dreapte așteptă. Oi, mă anticapat, ce crezi, mai pupă el primar în viața asta lui? Știți care e chestia? Cum și noi am pierdut cu... Vrei să spui că dacă tu ai capul mare și băia de ștept, nu? Nu, pot fiscal. Și noi am pierdut. Că era procentul ăla din impozitul pe venit care se întorcea la, la primărie, în loc de 16%, e 10% acum. Deci nu știu dacă 5% ăsta acoperă... aproape să acopere... Da. Cât a fost în... Da. Deci... Da. Poziția poate să meargă, să spună. Uite, Doamne, că opăriți impozitele cu 5%. Cu aproape 5%. Dar nu aici. Punem... nu aici. Nu aici. Nu, nu, nu. La greșeală. În teritoriu. În teritoriu. Nu. Romică, dacă scoarța cerebrală întinsă ca mingea de fotbal, ești prost de buzi. Deci nu condiții să fii cap mare. Pentru tine așa, ca să știi. Da, nici nu-l cunoaște pe el. Nici nu-l cunoaște pe el. De bătaie din fundul vederii. Nu, dar chiar dacă nu-l cunoaște. Să știi ce-i la oraș. Romică, nu, chiar dacă nu cunoaște subiectul. Chiar dacă nu-l cunoaște. De la votul general. Nu, o spus bine. Da. Ce îl influențează pe el? Taxi 30% la unii, dacă stai la vot. Sau nu are o casă să plătească impozitul. Nu mai spune că te afectează, că tu ești consilier de Ștefan cel Mare. Da, dar am imobil și acolo, și plătești acolo taxe și impozitul. Poate acolo locuiești, spune că nu ai impozitul, că locuiești de acolo, nu ai imobil acolo. Da, deci asta, nu cred că are rost să vă citesc chiar și... Nu. Uite, atât pe asta. De asemenea, publicată pe site. Dacă îmi permiteți. Da, și asta, au fost o lună de zile în o stat publicată pe site, ca cineva să vină să... fac amendament, să propun. Există o disproporție între taxa pentru poliția locală și cea pentru serviciul voluntar pentru stații de urgență. PSI. La poliție locală sunt 30 de lei, la SVSU sunt 75. Eu cred că v-ar ajuta foarte bine. Sunt convins, deci pot să vă spun cu mâna pe inimă, că nu are SVSU dotarea completă prevăzută din norme. Pentru că au nevoie, chiar dacă este formată din persoane cu activitate voluntară, primăria este obligată să aibă un anumit echipament. Fie echipament de protecție, fie echipament de... Dar mă rugăm fonduri, acum vă dată să nu mai adâncim. Să nu mai adâncim. Oricum, aia 7,5 nu satisface nici nivelul de salariu. La, dar se suportă din bugetul local. Deci, ca investiții la SVSU pentru dotarii, așa, se pot aloca din bugetul local. Că ceea ce facem la început de an, când facem bugetul, alocăm o sumă pentru nici la poliția locală, nu se satisface necesarul din taxele astea. Că sunt salariile... Nu din asta. Dar disproporția e mare. Propunerea mea era să mai de acolo 5 lei să dai din coace, să echilibrezi cât de cât. Sunt la poliția locală și la SVSU. Deci hai să spun cum s-a stabilit asta.
Nu era SVSU, nu era taxă la SVSU, când era paza obștească. Știu. Și prin, era stabilit la paza obștească 25 de lei aia. Și după aia s-a făcut poliția comunitară, după aia poliția locală, s-a menținut și când s-a făcut serviciul de așa, am pus un 5 lei. Ca să nu punem pe spatele oamenilor taxe mai mari. Vedem și la alte, chiar să vă interesați, vă rog să vă interesați, cât, ce taxe sunt la poliția locală și la serviciul voluntar pentru situații de urgență, la alte comuni. Mi-a spus la, la mărginie, tot de... așa disproporția asta. Am coleg care au fost colegi bine opunit. Bine, disproporția, da, este. Dar vreau să spun la cât este la noi, la poliția locală, și cât este la altă localitate. E tocmai de aia că fondurile alocate anual pentru SVSU sunt relativ mici pentru necesități. Deci am mai scos ceva de aici, reduci un pic. Nu, Leonard. Cu 5 lei de la Leonard, noi gândim că când facem buget, când facem bugetul la început de an, noi ne gândim că cu ce trebuie dotat serviciul voluntar pentru situații de urgență. În primul rând, cât este fondul de salarii la care nu poți să umbli. Da. Și după aia, vedem, se dotează, trebuie să ia ținută anul ăsta sau nu trebuie să ia ținută anul ăsta. Vedem și ținută, dacă trebuie să ia în anul respectiv ținută. Și după aceea ce trebuie? Îi trebuie un motopomp, îi trebuie un generator, îi trebuie funii, îi trebuie nu știu ce. Așa. Nu, drujba nu la... Asta e dotarea primării. Da. Da. Și atunci stabilim un buget. Și bugetul de unde este? Din acele taxe de 7,50 lei plus din celelalte impozite și taxe de la populații din bugetul local. La poliția locală la fel. Că nu cu 25 de lei care se adună sau cu 30 de lei cât e acum, care se adună la, de la populații, care plătesc, care nu plătesc, nu se, n-ajunge nici pentru salariu. Da, și chiar e o necesitate de a cumpăra multe la SVSU. Chiar sunt foarte multe lipsuri. Lasă cum ne impun ăștia să luăm de fiecare dată când vine câte un control de la mașină de pompieri să... Da, avem un motopomp, avem un generator. Trebuie măști, trebuie furtunii, trebuie... Da, am alocat odată bani și pentru să avem o barcă de salvare. Cel puțin, dar nu ținem. Bine, acum știți ce se întâmplă. Bugetul, deci se propune la începutul anului. Nu se cheltuie, se le alocă. Se duce, dar nu... Dacă am fixat... Vreți să cheltuiești că am alocat bani pentru așa ceva? Am cheltuit numai 400. Asta nu înseamnă că e 100 de milioane, hai să facem ceva. Nu, aia să se realocă, cum se face din salut, nu pentru mare. Să se face prin mare, să se lucre pe noi și așa. Oricum, o bombă ar fi necesar de luat, asta e antică și de mult. Nu prea dar nu găsim, nu găsim o pompă care să tragă la 20 de metri. Căutați, nu găsim, mai mai mult de 10 metri găsești. Pompe de apă murdare sunt, dar sunt jur de 15.000, cam așa. Da. Dar îți face treaba. Dar nu, firme dar nu ar fi o sumă care din suporta 15.000. Da. Ar fi și aia, da. 15.000 de lei. 15.000 de lei. Da, da. Ar fi. Și așa o fondă de asta, normal, dar e aproape 40 milioane. Da, da. O api... Asta e până la 10 metri. Îți căutăm una de asta și atunci o avem în vedere pentru la anul la... Este când se face un gen. Sunt interesat pe asta, da, garniturile alea, nu trebuie pompă pentru apă potabilă. Sigur. Pentru apă murdare, sigur că da. Când vine inundație, să te bași prin beciuri, prin fântână. Și o pompă de aia poți să trași din fântână până la urmă. Dacă o curiți, o speli, poți să trași din fântână, să curiți o fântână. Păi, o curiți normal, tragi. Furtul fie curat. Da. Bine, aici după și intrăm în detalii, că e... Da, da. Deci, trebuie, dar trebuie să mai fac șeful departamentului, o listă cu ce trebuie lui acolo și să-l supunem aici, da, când bagi bugetul. Deci de acolo sau nu trebuie? Da. Sunt de acolo, doar să-mi scrie. Toți sunt de acolo, nu? Citește. Nu are. Dacă și-o luat angajamentul de un primar, termină treaba, mă faci treaba până la capăt. În fiecare an trebuie să aprobăm inventarierea domeniului public. Deci
Noi avem comisii de inventariere și Consiliul Local aprobă inventarierea domeniului public și privat al comunei. Acum dumneavoastră știți destul de bine, când să vă citesc domeniul public, toate drumurile, ulițele, poduri, școli, cămin cultural, tot ce avem în... mijloace fixe. Alea sunt altceva, mijloacele fixe. Deci avem 241 de obiective în domeniul public. Chiar dacă sunt mai fură din ele, dar... Un drum, ceva. Mai un drum. Și un da, mai sunt scăpate. Domeniul privat. Domeniul privat sunt magazia, gardurile ce sunt pe la școli, WC-urile de la... Astea sunt prinse și în obiecte de inventar. La contabilitate. Stațiile de autobuz. Calculatoarele sunt prinse în domeniul privat. Și aici, în domeniul privat, avem 179 de poziții, da, de obiective. Deci, Consiliul Local, dacă aprobă sau nu aprobă, inventarierea acestor, nu face inventarul. Inventarul face comisia stabilită la nivel de primărie. Da, sunt obiective fixe pe care nu te... Hai, domnul președinte, hai! Că noi am mai avut lucruri de inventariat la viață. Da. Hai, dă-i drumul, știm. Și de acord. Așa. Și noi făceam fiecare an. Dar din birou făceam, că pe teren mai erau lipsă, ție. Toți făceam. Când eram la chinic, era comisie, președinte, știi oameni. Referitor la punctul ăsta cu excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea orașului Dărmănești, chiar ieri a fost o ședință a DIS-ului în care au fost chemați toate unitățile administrative care fac parte din ADIS și s-a discutat și problema orașului Dărmănești. Dar unde e Radu? Să ne spune el cu câteva comisii. Deci, Radu pe care l-a care e motivul de la scos? Nu, sunt niște... ADIS are un regulament de funcționare. Deci, care facem parte din ADIS, trebuie să ne conformăm unor reguli. Nu vrei să te conformezi, ieși afară. Nu ieși afară și stai și tot așa, te dă afară. Dar deocamdată este un proces pe rol și n-are cum să-l dea afară. Degeam vorbim noi aici, cu jumătate de măsură, că nu știm exact adevărul. De-aia spuneam eu să-l deverat. Eu am fost la o discuție mai restrânsă, în care au fost chemat și cel de la Dărmănești și Moineștiu. Bine, eu nu știu cum am ajuns acolo, că era vorba să fie chemate localitățile care aveau restanțe la plată. La salubrizare. Sigur. Eu nu știu cum am ajuns acolo. Că a fost chemat și eu. Tu. Eram singurul care... Eram, da, plătisem. Da. Dar am asistat la... cel de la Dărmănești voia să... Dom'le, ăla e pe subiect. Să fim înțeles. El a fost subprefect și știi care e problema. Cu oții de la ADIS. Știi, chiar știi. Dacă eu am vorbit și personal, și-l urmăresc și la televizor. Cred, dar nu... Eu am avut trei emisiuni televizate. Cred că mai îndreptățit ar fi cel de la Comunești, care, na, dacă e să vorbim și politic, este liberal. Că el are și, avea și serviciu. La lui, probabil. A lui. Și uite că s-a conformat. Că... Păi și el o să se conformează, dar sunt legea, dar e de dreptate. Ce am înțeles, el e foarte nemulțumit că Dărmăneștiul e la statut de oraș, dar condiții de țară. Adică și taxele ca la oraș, el le-ar vrea ca la țară. Da. Ai bară, nu trebuie să aștepte. La piață, păi,
Deci nu numai cu numele să fii. El o motivat și acum a ajuns de acolo. Am trimis. Extinderea unui supun în societății. Foarte mobil. Găsiți acolo. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membru asociației exclus. Se treaba adisului să recupereze. Se aprobă modificarea actului constitutiv al statutului, modificarea actului constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare, atâta timp cât când intră, când ies o... Așa, sunt puternicești domnul Hazapară Radu George, în calitate de reprezentant al Comunului Ștefan cel Mare în adunare generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca în numere și pentru județul Bacău să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar pentru Salubrizare Bacău. Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezente. O întrebare. În cazul în care toate comunele membre, toate OAT-urile membre în, votează, da. se exclude, nu? Da. El având un proces pe rol, dacă se finalizează... Dar de unde știi tu care proces pe rol? Spune eu, de unde știi tu care proces pe rol? Dar de ce nu mi-a pus la atașament de acolo să vedem de ce le exclude? O hotărâre judecătoria sau că vrea tovarșul? Păi nu, dacă e pe rol... Asta e un Brexit mai mic, așa, mai Dacă e pe rol, nu este nicio hotărâre judecătorească. Nu e finalizată, cum are un termen, la București. Cine știe cât e termen? Nu poți să spui cum are un termen sau... Dar nu vorbim de puterea judecătorească. Aici odată știi în cauză la Bacău. Și ăștia au cerut strămutarea lui la București. Nu știi. Poate vă s-au spus acolo. Când vă chemam. La PSD, pac, îți dă un pumn în freză și du-te ori cu mine, ori fără. De ce o iei așa? Că doar asta face din partea de guvernământ. Dar nu vorbim din partea de guvernământ. Dar spui de PSD. Dar spui de PSD. Că și nouă ne poate face mâine. Mă, dar spui de PSD. E aceeași, e cu PSD-ul, mână în mână. Păi nu e cu PSD-ul, e cu Alde, da, mă rog, dar nu-i nicio problemă, da. Noi vorbim cauze, acum nu că e PSD-ul sau că e... Nu, dar ai spus că dacă era PSD... Da, dar printre altele spunea că nu era corelată cantitatea de gunoi ridicată de la el și cu ce îi trimitea facturările. Dar de unde știa că nu este corelată? Dar noi putem ști? Știi cineva? Cântărești cineva mașina? Eu solicitat el lucrul ăsta. Nu e așa. Când l-am solicitat și a început să fie să-i deranjeze. Dom'le, ce plătesc? Vreau să văd, să-mi dați cântar. Trebuie să știți, la nivel de adis este un contract semnat cu Romprescu. Exact. Romprescu, când a depus ofertă și a participat la licitații, o știut că în adisul Bacău sunt atâtea unități administrative teritoriale cu un atât număr de locuitori. Bă, atât tariful pe locuitori, asta este suma. Ei, și el în baza asta a făcut și niște investiții. Corect. Eu o să încasez de la județul Bacău nu știu câte miliarde. Vorbim de Romprescu. Romprescu, da. Păi da, dar problema a fost că Romprescu a vrut să le tragă. Păi de ce? Pentru că... Dar practic, primarul nu are treabă cu adisul, cu Romprescu. Adisul se erigează în avocatul lui Romprescu. Care n-ar trebui să fie așa. Dar nu așa. Dar de ce vorbești așa? Dar Romprescu nu are contracte individuale cu unitățile administrative. Dacă nu era adisul, trebuie să Romprescu are contract cu adisul. Cu instituții. Nu, dar să nu se poate rămâne, că nu are niciun rost. Nu, și după aia știi ce se întâmplă? Până la urmă, crește prețul. Ăla nu plătește. Și ăsta trebuie să-și recupereze investiții, să-și amortizeze investiții. Să crească și dacă se exclude. Rom prețul, reprezentat bine. Dar ăsta așa nu plătește. Nu
plătești la, la Romprest. Nu la Romprest, nu plătești la Adis. Noi nu plătim la Romprest. Bun, la Adis. Nimeni nu plătește la, la Romprest. Dar el primarul unei comunități ar face la Iulia așa circul ăsta? Eu de așa, ca să pună, că să pune bine, nu știu, cu cine. Cu cine? E, cu cine? Cu cine? Cu cine crezi tu? Și Gulovici faci el. Păi ce o să fac? Păi îi prind de mânești de Gulovici. Păi, păi, păi și o să ia amens. Păi, și-i bine? Eu dat amens. Și-i bine? Și spune tu, îi bine, așa? Situația a trebuit de din partea lor să facă ei ceva. Nici el nu trebuie de aș de toate. Eu am bine. Păi, eu am bine. Că fost sub prefect și nu știu cine. Eu am bine. Da, sub prefect a fost. Dar ce rost are să ne certăm noi acolo? Nu, da, are nicio rost. Dar mâine ne facem și nouă. Da. Ține o discuție. Bă, dacă suntem împotriva... Bă, știți chestia cu... cu Adibu? Când am acum, în 2014, când n-am fost de acord să mărim taxa la apă? Da. Ei, pe luna aia respectivă ne-a venit nouă primărie, așa 67 de milioane să plătim. Asta e regulamentul, că este regulamentul de funcționare. Consiliul local nu este de acord cu... mărirea tarifelor conform regulamentului, ăsta e regulamentul, deci am fost de acord cu regulamentul, dar n-am fost de acord cu majorarea prețului. Și ni s-au imputat 967 de milioane. Dar nu i-am plătit cu chestia asta. Dar tu, ca primar, ne-ai cerut ceva, operatorul, nu trebuie să fii liberal acum. Păi dar nu așa. Păi la atâta timp cât faci parte dintr-o asociație, trebuie să respecti regulamentul de funcționare a asociației. Dar cine nu mai pus votul? Acum un consilier dintre noi, dacă nu respecti regulamentul de funcționare a Consiliului Local, îl dăm afară din Consiliul Local. Da, și acum de ce omul să le excludim? Și dacă nu faci parte din ADIP, așa, nu mai ai alte facilități. Voi nu vedeți că atâtea investiții, nici el dacă facem planul, parte din planul de dezvoltare a județului Bacău? Ce Dumnezeu? Tu vorbești ca un neștiut, orice dracu. Păi da, dar ce mă nervezi? Păi da, dar fii nervez de treaba ce... Păi cum să nu, dar cum să susții așa și prostii? Păi nu-ți susțin, bă, că e o realitate. Atâta timp cât îți bag în Consiliul Local să votezi chestia, după aia îți bag... Bă, dar ai fost de acord cu regulamentul. Regulamentul l-ai studiat? Păi acolo s-a greșit. Ăla-i cadrul general. Ce să mai... Păi... Aici acolo era discuția. Dar ce, dar suntem singuri noi care facem... Nu, deci tot ce singuri, dar tot da, noi îți votăm aici, dar timpul o să spună multe, că am mai spus multe lucruri, s-au întâmplat la fel. Noi votăm excluderea Dărmănești. Să vezi că îl reprimești cu hotărâri judecătorească înapoi. Nu știu. Are perfectă dreptate. E treaba lor. Vezi dar nu primești fără să plătească, mai. O să plătească, dar nu cum vor ei. Dar cetățenii, oare cetățenii da, din... Da. Uite, noi la comunaște facem, ieșim din Adis. Da. Nu mai vine nimeni să ne ia gunoiul. Și omul învățat să aducă în fiecare marș gunoiul, așa? Ce o să facă după aia? Îl duce la consiliu. Unde îl duce? Îl lasă acolo. Bă, poate nu, poate din bun simț nu-l pune în drum. Că e în poarta lui. Nu-l pune în drum. Dar o să-l ducă pe pârâu colo, o să-l ducă colo pe Maidan și iar o să ne umplim de gunoaie. Dar nici eu nu zice că vrea neapărat să iasă, în anumite condiții. Nu, vrea, să, păi vrea să fie, dar să nu plătească. Sau, da. sau Adisul să accepte condițiile lui. Nu se poate. Să plătească exact realitatea din teren. Ce mă... De ce că să condiții de țară? N-am decât să facă de mers și să le tragă statutul de oraș. Statutul de oraș n-are. N-are decât. Și aici, na. Păi da, e oraș Dărmănești, dar condiții mai rele ca la Ștefan cel Mare. Că sunt... localități în Dărmănești care nu au apă, nu au asfalt. Așa e. Păi, da, le-au plăcut la timpul ăla să fie declarat oraș, că a fost o bătaie între Dărmănești și Țascut la timpul ăla, pe timpul lui Ceaușescu. Da. Da, s-au bătut cărămida în piept, că e oraș. Și acum nu mai bine, aveau și bine. Atunci, aveau tichete, se ducea la alimentare cu tichete orășean. Da. Da, noi nu aveam voie să mâncăm pâine, da. De la Dărmănești mâncau. Cu toate că prășau și porunca la noi. Noi da. Eu văd asta ca o dezbatere mai lungă, mai jucată, mă rog. Dar nu trebuie să o dezbatem, noi, că n-ai ce să dezbatem. Nu cunoaștem cu pulul de măr, că nouă ne se spune aici să votăm, să le excludem, punct. Dar motivele reale și însoțite niște acte, demersul de a primar, răspunsul lui Seto înapoi. Eu poate știu mai mult decât știi tu. Tu știi din ce spune el la televizor. Nu. Normal că el la televizor trebuie să spună pentru el. Păi public. Public. Din păcate, da. Eu nu am să dea bine, să dea bine la public,
Așa. Dar de ce să l-a văzut? Pisiatul să dea... Nu trebuia să-i dea ei. L-au chemat din 3-4 ședințe la ei, nu s-au prezentat. Dar tu te-ai duci? Tu te-ai duci? La un asemenea da. Scandal general. Nu, în locul lui Sieto, te-ai duce acolo când ăia toți zbuntați împotriva lui, te-ai duce acolo? Păi, nu se ducea singur, se ducea președintele Consiliului Județean, mi-a cerut să vină și președintele Consiliului Județean și mai mulți fac. Dacă ar fi să se ducă la televiziune, unii ești un moderator, da, dar nu se ducă într-un consiliu local cu 20 de oameni împotriva. Chiar dacă se ducea cu președintele Consiliului Județean, ieșeau cu huiduiel de acolo. Păi, dar nu are potriva. Discutăm prea mult subiect ăsta pentru altă comună. Nu chiar nu-i PSD-ul, nu-i PSD-ul, la Dărmănești, cum să fie PSD-ul dacă... Domnul președinte, hai, domnul președinte. Haide, cine e de acolo? Vă rog, oameni. Nu vreau să mă abțin, atât. Nu vreau să fiu nici împotriva, nici pentru, mă abțin, cunosc situația. Da. Nu pierdeți nimic să fie spus, dar... Maria, nu vreau să ce. Da, la punctul 7, adică m-am muiat acum, când era... Las că aici nu te mai provoc. La aici, era că știa meu care... Cred că sunt provoșați. Cu Tomiță, că m-am chiar mă întâlnesc, sunt prieteni pierd. E 7, mă, cu... Indemnizație. Da. Nu, e 6, nu, indemnizație, cu salariile... Stai ca scheletul, nu la... De aia te discut acum, că nu-i cu noi, cu indemnizația noastră, că salariaților... Ca salariații, da, odată ce... Dacă e în discuție și indemnizația, trebuie să-ți descoși cu salariile. Deci știți, de la 1 ianuarie, toate contribuțiile salariale trec la... Angajat. De la, tot se ia de la angajator și trec toate la angajat. Salariul minim pe economie de la 1450 o să fie la 1900. Așa că, trecând acele contribuții la angajat, n-o să fie, o să fie o creștere foarte mică. De câțiva zeci de lei. 30, 40, până în 50 de lei. Creșterea salarială. Dar legea ne permite să aplicăm cum am aplicat în iulie anul acesta, când a fost noua lege a salarizării, legea unică a salarizării, cu acei indici. Deci să mărești salariul de bază, salariul minim pe economie, cu acel coeficient. Și atunci salariul la funcționar o să crească în jur de 200-250 de lei. Net. Da. Brutul, nu netul. Netul. Păi ce să mai înțelegi ce spune proasta asta a voastră? Pe cuvântul meu. Noi suntem consilieri aici chiar nu, până nu aveam o hârtie clară în față aici și tot trâncănești ea cu o bulversa țara asta. Dar de ce a spus tot ce? Dar de ce? Băi, Romic. Că-i brut, că-i net. Hai să fim cu legea voastră. Brut sau net? Se face timp să calculează brutul. Dar nu o de la net aici. Dar ce treaba are? Păi dar să mărești brutul. De ce mărești brutul? Din start. Dar eu am spus că netul se mărește cu 2 milioane. Când se mărește netul la fiecare salariat, știi, asta o... Păi te-aș scuipa în ochi să audă ea că o faci toantă, că n-ai înțeles păi tu ce-i brut. Păi țara, nu că n-ai înțeles tu ce-i brut și ce-i net. Nu vedem ce... Deci brutul este. Dacă un coeficient de 3%, înmulțești 1900 așa cu 3% e, și după aia ăla e brutul și după aia dai jos toate dările la stat, ce mai e netul. Ori fiecare angajat îl interesează cât mai dacă îi mai crește ceva, știi? Chiar mă deranjează. Dacă tu ridici probleme de astea din cauza unui ministru care susține o problemă și că-i PSD. Nu mai. Ce să spui atunci? Ce să spui de aia de la voi care număra 80 de oameni, eu numărat 170? Ce să spui? Păi dacă asta e toantă, asta e toantă că nu înțelegi tu brutul și netul, din cauza ta e toantă, că nu înțelegi tu brutul și netul, și aia care nu știa să numeri. Păi știa să numeri, și cu azi la altă care cu ochelari. Și să mai... Și cu Orban a vostru care sărea tonțoroiul, cine nu sare primește condamnare. Ce să...
Chiar asta discutăm noi acum la ședință, discutăm politică. Ideea că salariile cresc, ideea că salariile cresc. Față de ce se spunea că o să scadă, că o să fie... Dar poți să spui și altfel, nu, că toanta asta a voastră. Nu toanta asta a noastră. Deci poți să spui, băi, dar eu de ce am înțeles de la ministrul muncii, altceva. Era altceva. Toată asta era cu cătușii la mână și o câștigat cu 60 ceva, 70% o câștigat primăria la Craiova. Stau în stradă pentru salariul deci... minim pe economie, că nu sunt de acord să crească salariul minim pe economie. Ăștia, angajații... Tu ce vrei să înțelegi? La aia la așa grezit, la aia care stau în stradă și joacă tonțoloi acolo? La ăștia, de la ăștia ce să înțelegi tu? Ce poți să înțelegi? Când vezi, uite la televizor și vezi ce spun oameni care sunt apolitici. Vezi ce spun aia? Ce spun oamenii? Că, apolitici. Că-s căzut veniturile, taxe, cresc un vizitor. Trebuie să te uiți acolo ce spune. O ieșit de la multinaționale, patron de la multinaționale, trebuie să dau eu mă de salariu. Prieturile, prieturile. Dacă nu vrei să mai ai afacere, dai oameni afară și nu mă ieși. Că nu stă nimeni. Așa nu vreau. Păi da? Și crezi tu? Da? Nu, nu e așa. Oricine, adică nu și... Uite, pe el îl afectează chestia asta. Îl afectează. Păi tocmai, aia să spun. Bun, dar și dacă l-afectează, dar trebuie să fim împotriva dezvoltării țării, cum afectează pe mine cu ceva personal? Eu nu dat-o. Nu e așa. Afectează pe, eu știu, un sfert și iar pe trei sfert. Băi, Cătălin, mă avantajează. Sunt lucruri care trebuie nouă ședință, mai mult. Tu uite, vezi, du-te la magazin, vezi că au crescut prețul. Au crescut că e politica magazinului, de la ce treabă una cu alta. Întotdeauna ăștia crescut prețul, ăștia măresc. În momentul în care vede că s-a mai mărit. Ai mărit gaze, ai mărit motorină. Kilogramul de carne. Băi, când s-a mărit motorină? Când s-a mărit prețul la motorină? O lună. De o lună, nu? Ia spune-mă, cu cât doai acum o săptămână carcasa de porc? Cu 7 lei. Acum cu cât o iei? Păi da, o generație... Băi, de o lună s-a mărit prețul la carburant. Nu s-a mai mărit altceva. Nu este... Așa, da, și apoi... Cerința mare. Vedeți, noi suntem cei care... Noi suntem. Vrei să spui așa, piața reglează tot, piața. Dar și generate din părinte. Contractele când se fac cu mari magazin, se fac la începutul anului. Eu așa cred. Marile contracte care se fac cu un fel, cu orice produs, da? Se fac la începutul anului. Păi tu, în fiică, până la sfârșitul anului, tu trebuie să menții prețurile. Hai că asta discutăm la divers. Discutăm la divers. Intrăm în temă. Haideți să vă spun cum am procedat la nivelul primării. La nivelul primării. Hai să vedem. Alaltă ieri, deci am avut o discuție cu secretara și cu contabila, referitor la majorarea salariilor. Din trei cuvinte ne-am înțeles, am chemat tot personalul aici și am spus ai atât, o să ai atât, ai atât, o să ai atât. Mulțumiți, nemulțumit. Toată lumea a fost mulțumit. Deci, la nivelul comunii Ștefan cel Mare, nu avem niciun fel de problemă cu salariul. Da. Dacă nu ai, nu ai nici atât. Ia să pune la vot, hai. Hai, bine, zic că mă răzgândesc. Nu le Media salariului în primărie, cât e? Media, în jurul la un 22 până 25 de milioane net. Media? Media. Media. Înseamnă că tot au rămas o parte mici salariile. Deci nu poți, sunt niște coeficienți care nu poți să te bați la ei. Da, înțeleg. Deci, astea, deci prin... prin lege sunt stabilite coeficienți în funcție de... Băi, dacă tu nu ai ridicat, uite, mai pun, mi-a venit o întrebare, că nu mai puneam întrebare, dacă tu nu ai supus la vot. Cum nu o supus la vot? O să nu o întreba, dar de când tot zice aici. Nu întreba, că... Nu auzi, ești din lângă... Ai zis o medie de 2.500.000 de salariat. Nu, 2.500.000. Excludem primar, viceprimar. Am înțeles. Da. Da. Sub înțelegerea asta. Da, da. Și cel mai mic... Cât are cel mai mic? Cât e 1.900? Există anexă la hotărâre, uitați acolo. La referent... dar nu, am greșit eu de-am zis 2.500. Vezi? Și eu de-am greșit. Nu mă, dar stai mă, Olea, că nu... Bă, asta o fără întrebare lui... Asta e brutul. Brutul, brutul, da. Băi, ce spuneam că la debutant e 2.394. Brutul, da. Brutul.
Și vorbim de referență, de cei cu studii medii. La gradul profesional de asistent, gradația 5.3344, la ultima gradație, la gradul ăsta profesional. La principal... Și cât gradează acolo? Ce personal? Sunt. Număr. Nu merge. Nu-i greu, să-i... Nu-i greu, băi, dar trebuie... Nu, dar trebuie să-i... Băi, n-auzi, băi, vezi câți ani de vechime are, că asta e gradație, în funcție de vechime. Domnul ce e nominal? Ce au 5 ani gradații de vechime, sunt care au vechimea 3 ani. Și de salarizare este cu studii, pentru personal cu studii medii, pentru personal contractual, pentru personal funcționar public, studii medii și studii superioare. La, spre exemplu, la studii superioare, cel mai mare... Grad profesional superior, gradația 5, 5.890 brut. La... Cum? Suntem aproape primarii de oraș, domnule, aici. Ce vorbim? Băi, du-te, băi, de aici, băi, dar ești culmea. Dar nu-i problemă. Uite că am avut, chiar am avut niște discuții cu o fată care este referent cu studii medii, că la primărie, la Cașin, e salariul mai mare ca la noi. La primăriile mici, să vezi că salarii mai mari. Nu știu ce coeficiență au aplicat, cum... Dar cum preferiți. Am, da. Dar nu spuneam, e raportat la alt comun. Nu, raportat la oraș. Nu poți să o iei preferențial. Nu poți să o iei preferențial. Trebuie să o iei... Da, da. Din 5.890... Iei 4.000 și ori pic. Nu, ia sunt 4.000. Da, cum pe ia sunt 4.000. Calcul, 40%, scazi din 5.000, 40%. În jur de 30 de milioane. În jur de 3.000 de lei. 34, 45. Hai, supune la vot. 34. Dacă e 40% deodată, scazi. Supune la vot proiectul prezentat. Hai, rovite. Da. Mai puteam pune o întrebare? Nu. Este personal. Dar nu trebuie, nu, aici nu vorbim de salarii individuale. Nu vorbim de salarizarea colectivă. Da. Acum vin personal. Dar aici 10% de indemnizația consilierilor din salariul primarului bună? Pentru o ședință. E lege, nu trebuie să votezi. Și mă dat din brut. Hai, deci ca să luați net. Nu trebuie să vorbești cu neamion. Deci să luați net. Am stat cu oamenii nu vici primar. Și stai, alo. Dar las vorbească. E lege. Mai cu tine, e lângă tine. Dar eu mai dat, dar ăștia trebuie să votezi. Dar eu doar, el. Deci indemnizație pentru o ședință și una, două ședințe, o ședință ordinară și una, două ședințe pe comisii, 10% din salariul primarului. Deci o să fie cam 500 și vreo 50 de lei. Că era 15 ani. Marin, dacă era 15 ani... Păi da, mă, dar nu mi-a crescut mânul salariul. Păi da, ce că așa, păi da, cu cât mi-a crescut? Mie mi-a crescut la... Păi, 400 de milioane. Așa? Mi-a crescut. Hai să aprobăm. Nu, mă, 400 de milioane. Știu că aprob ca să... Da, ca să iei plus 10. Deci cine este de acord cu proiectul prezentat? Vreo mică muici. Deci unul s-a prezentat. E subiectiv dacă ridicam mâna. Următorul. Păi eu vreau să mărim salariul. La următorul punct. Terminat. S-o pot spun un lucru repede și gata. Nu, e deci, așa e. Da. Doamna doctor Cardașu a solicitat o remăsurătoare a spațiului care îl are în concesiune, este nemulțumită cu impozitul. Noi când i-am concesionat, i-am concesionat tot ce era acolo. Și bun pentru activitate, și nebun pentru activitatea care îl desfășoară. Am înțeles-o. N-are de ce să plătească pe niște dărâmături care mâine pomeni la anul s-ar putea să nu mai fie deloc dacă începem investiția nouă. Și solicită, am trimis, în urma solicitării, am trimis comisii de la primărie și au măsurat exact suprafața pe care o folosește. Bine, nici pe aia nu o folosește toată. Că dacă știți unde era farmacia, acum nu folosește ea. Ea folosește numai biroul de stângă, dar n-am putut chiar și pe ăla să-l delimităm. Și are o...
Nu. Și dintre 150 de metri, 156 de metri, parcă au rămas 56,42 metri. Cu cât e 1 euro pe metru pătrat pe an, 56,42. Bine, ca și sumă, e mică față de ce ați hotărât asta la cămin cu cablu. Am ținut cont că pentru ăla e o activitate comercială. Așa, e din coace. Bine, dar dacă o luăm așa, tot firmă privată, tot... Deci asta, e reducerea suprafeții de la... Aici mai intervine, scuzați-mă. De la 150... Dacă scăpăm și doctorița asta, greu să vadă și mediul rural o doctoriță. Voi la o comună, nu dau eu nume aici, că știu sigur, o dat o grămadă de bani din bugetul comunii ca să-i facă dispensar, să poate să ducă un doctor acolo, să ruga de el. Eu am făcut dotare de ultimă oră, ca să poate să ducă. Depinde de distanța care o are față de oraș. Că aici doctorița Cardar sau orice doctor ar veni aici, nu stă numai cu cabinetul medical de la Ștefan cel Mare. Este imposibil să nu aibă și în orașul. Mm. Și fiind distanța mică, își permite să aibă poate acoperi. Dar unde are 50-60 de kilometri de oraș, ăla stă numai și numai... Acolo. Acolo, da. Da. Cine e de acord? Da. Aici n-am cum să... Toți consilierii se înțeleg de aici. Mai e un punct? Mai este un punct. Rețeaua școlară pentru... A, dovinit, asta n-ați avut-o la mapă. Acum, știți, unitățile de învățământ care sunteți în școala gimnazială Negoiești, cu clasele 1-8, este școala primară. Deci ce o să funcționeze la anul? Școala primară din satul Gutinaș și grădinița din satul Gutinaș. Grădinița din Vișoara, respectiv Corbu, o să funcționeze, Jevre, o să funcționeze la anul, că la Corbu nu mai sunt decât 3 copii. Da. Da? Și o să mai fie grădinița de la Redea. Deci ce se desfințează față de anul ăsta, o să fie grădinița de la Corbu. Da. Da. În rest rămâne aceeași rețea școlară. Da, nu sunt copii acolo. Unde? La Corbu nu mai sunt copii. Nu mai sunt. Da, nu mai... Da. Să-i ajuns la vizita de copii genie. Da, ce sistem la... ce? Să vă face grăbinița. Bine, vă spun la tine, știi? Terminați cu punctul ăsta, dacă... Cine e de acord cu punctul ăsta? Deci pot să vă spun că... referitor la investiția construirii de grădiniță nouă, în satul Negoiești, suntem în faza de licitație, de depunerea ofertelor pentru licitația de execuție. Cred că anul ăsta, în primăvară, până în primăvară o să încheie contract și pentru execuția de lucrări. Acum, nu știu dacă o să se termine până la începerea noului an școlar. Nu m-am autorizat să le stai, ne amensești în locul părinței de obții. Care e autorizația? Care e autorizația? Știți ce e? După aia. No. În căie de saci. No. Mediu. Nu. Avize, autorizații, așa, nu se cer prin căietul de sarcină. Nu, prin certificatul fiscal. Păi... Da. Dar astea le-am obținut odată, când am făcut proiect, când am depus documentația la fir. Deci am depus cu avizii. Acum nu facem altceva decât să le reînnoim. Și nu-i cer sau... și executantul? Executantului? Da. Nu. Executantul nu-i cer niciun aviz. Avizii se cer... Pardon. Se cer beneficiarului.
titulare. Beneficiarul? Deci, ci cere, da, prin caietul de sarcini, se cere niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul. Dar normal, nu vine unul cu o echipă, are trei inși, un zugrav, un dulgher și un argat, așa, nu vine să participe la o lucrare de asta. Deci trebuie să aibă, să îndeplinească niște condiții. Deci să aibă potență, să fie, să mai fi făcut lucrări de aceeași anvergură. Vine cu susținere. Păi, eu te înțeleg pe tine, că tu dacă ești la început, te duci la vreo licitație și... Mă susține cineva. Te susține altcineva, faci un contract de... colaborare. Da. Ca să prinzi și tu o experiență similară la rândul tău. Hai, ce? Ce Dumnezeu? Păi toți au plecat așa. N-aveai cu ca experiență. Da, hai să începem cu diverse. Am eu o problemă. Dacă tot am discutat și chestia cu dispensarul. Deci cred că ați observat că nu am nimic împotriva activității medicale, împotriva medicului. Ce v-aș ruga? Până la, mai sunt câteva zile, până la sfârșitul anului. Unde aveți magazine, crâșmi, așa, mergeți și vedeți dacă au lemne de foc. Ca să nu-i prindă sărbătorile fără lemne de foc. Că avem. Le dăm noi. A, primărie? Da. Că s-a ridicat o problemă la ședința trecută, de săptămâna trecută, pe care să ducem lemne la dispensar. Așa-i? Da. Ascult. Cineva a spus, da. Da, bicerțelor. Da, bicerțelor, da. Nu mai contează. Dar a fost de acord cu el. Nu l-a scumpătut nimeni. Ba, da, nu pot să fie la a fost de acord cu el ca să ducem lemne la... Legal, eu de ce v-am spus? Că dacă ducem la dispensar, mergeți și pe la crâșmi, pe la magazine, poate au și ei nevoie. E cum să n-am oameni? Iar gata, o să fie următor. Că am putea noi duce până, că eu nu pot să-i duc acum, am putea noi duce o căruță de lemne, două. Nu, așa au spus Gabi, am putea noi să ducem de aici, că nu... Și nu... Și noi dăm apoi, din împrumut. Domnovici, așa au spus Gabi. Când era, ne-a păstrit, că vină cu acă, Matali, trebuie să știi. De acolo, vină, când erau boieri înainte, se duceau la împrumut. Se duceau la împrumut la boier. Eu am trăit. Așa. Dar nu ești boier, de acum. Se duceau după aia și munceau pe moșii. Dar de ce să nu trebuia să trăie? Păi stai aia, da, eu înseamnă că eu sunt la rău, nu? Dar nu e... Dar nu-ți spus-o cu nicio... Nu băi, nu mă mai combate tu. Dar nu te combate. Nu mă mai combate tu. Da, nu... Asta este, deci, e o vină la toți. Dacă nu știți, dacă nu știți care sunt atribuțiunile primăriei. Asta am întrebat. Au spus, s-a spus la ședință. Dacă nu se filmează ca să putem lua filmarea, s-a spus și-a spus dintre consilieri. Dar e legal să ducem așa și am spus, nu e legal să ducem. Nu putem noi duce, la dispensar lemnic. Că veni să vorba. Dar am eu spus-o acum, aveți dragă doare, că nu ducem, că de ce nu facem, că nu știu ce... Păi dar uite asta, mai trebuia să ne dea și amendă. Că de ce nu ducem? E suficient să spună, doamne, puteți să duceți. Da. Și pentru dumneavoastră, ca să știți, că tot așa, noi ne căcăim de 10 ani ca să facem un dispensar, nu? Sau ce să faci? Dispensar. Ei, nu ne căcăim de 10 ani și vedeți că o prins viață. Am semnat contractul de finanțare, că la Căiuți s-a făcut farmacie nouă. Domnul a făcut o primărie. Da, domnule, Leonardo a făcut-o, dacă vrea să aibă activitate. A făcut-o o persoană privată. Privată, o cumpărat teren și a făcut
Capacei. Doctorița asta care vine veterinară, prin sat pe aici. Noi spațiu avem și noi, dar dacă nu ieși, nu vine nimeni. Și am vorbit cu primarul Lăcaș și ne-a dat spațiu și ea și-a făcut, ca să aibă dispensar acolo, veterinar. Unde? Lăcaș. Da, aici medicul veterinar nu l-a luat de la Chiscop? Nu l-a luat în chirie de la Chiscop? Ia cu banii care ia acolo își permite și amortizează. 5 ani, 10 ani. Da, dar acum aș fi partea asta altă. Odată ce dispensarul respectiv îi concesionar, eu pot să facă investiții acolo, că mâinii ia pe cât ala are, 10-15 ani. Eu pot să modernizeze acum, să facă nu știu ce clădiri, dacă nu e aici. Dacă, prin lege poți moderniza, dar diminuez concesiunea. Dacă eu îmi cumpăr un teren și-l fac, eu iau eu și fac și... Activitate vreau eu pe terenul respectiv, nu? Atâta timp cât terenul e concesionat, terenul e definitiv pe, ca să investească, să facă investiții. Da. Investițiile care îi face în partea din interior, pentru buna desfășurare a activității, este pe cheltuiala ei, pe treaba ei. Așa. Și poate să facă investiții dacă proprietarul clădirii nu are bani să facă investiții pentru exterior, poate să facă investiții poate pe facă exterior și îi se diminuează chiria. Taxa de concesiune. Dar mai există un aspect. Acum, să nu credeți niciunul că dacă noi punem o clădire la dispoziția cuiva care solicită, că nu, noi nu luăm pe cineva, obligăm să ia. Solicită el. Așa. Și e într-o stare în care noi nu suntem obligați, fraților, să-și renovăm. Dar nu a spus nimeni că suntem obligați. Noi suntem obligați. Nu a spus nimeni că suntem obligați să-i facem, să creăm condiții. Păi nu, dar spui că nu poate. Poate! Nu vrea, poftim. Nu vrea? Nu. Să dărăm pe ea. Să dărăm pe ea. Păi dar asta e bună, dar dacă noi n-avem posibilitate. Dar nu sunt, dar ea nu vrea, noi n-avem posibilitate. Normal, că e problema. Păi, dar nu așa, că... S-a făcut, acolo s-a făcut și aici nu s-a făcut. Acolo s-a făcut de o persoană privată. Deci ca să știți, pe mine mă deranjează chestia asta, asta care s-a spus. Păi chemați-l pe Gabi și spune... Dar nu, dar vorbim cu el. Da, și atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră, sunteți de acord cu tot ce spune cineva? Dar nu sunt pus la vot. Dar nu-i vorba de supus la vot. Dar de unde rezultă că am fost de acord sau nu? Da, nu ne-a cerut părerea. Păi, dar nu ne-a cerut părerea. El a venit și a lansat ceva pe piață. El a ridicat o problemă. Și la urmă a fost la urmă. Când a fost la urmă, limitau discuțiile, că până ne-am îngheț. Poate că... Poate că le dăm de mil așa, o căruță, două de mil, a zis pensat. Cam sub forma asta, a zis. Gabi. Da. Eu cred că sunt persoane care de milă ar trebui să le ducem la nivelul comun. Sunt persoane care ar merita să le ducem de milă. Da. Care nu au nici pensie, nu au nici ajutoare, nici să... Mâine vin vă 5 cărciumeri pe lemne. Păi da, mergeți să vedeți în ce stadiu stau. Cărciumă zici o soare. Așa, că ai prieteni și la prieteni, și dacă le dai. Hai, nu. Spitalul ai prietenii mai...